Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Frate, cum e viața asta? Ne gândim tot timpul la bani, dar uităm că și alte chestii sunt importante pe lumea asta. De exemplu, lingourile de aur. Sebastian Vlădescu a plătit cu lingouri de aur de 100.000 de euro o parte din cauțiunea de 1.000.000 pe care au stabilit-o procurorii. 3 kg de aur a dat Vlădescu din propriul buzunar, ca să zic așa. Pare că restul cauțiunii o să o achite cu un cufăr plin de coliere, bănuți de aur și pietre prețioase, doar că l-are îngropat undeva pe o plajă pustie și trebuie mai întâi să sape după el. Cum o fi fost faza? Da, v-am adus astea 3 kg de aur ca să vedeți că sunt om de cuvânt, îmi trebuie și mie o lopată și să mă lăsa să merg până undeva, revin într-o săptămână cu restul. Parol! Ați achitat cauțiunea pe care v-au luat? Nu, integral. Și, domnul Sebi, ca finanțist așa, ce părere aveți dumneavoastră? Să investim în aur în perioada următoare? Atât de nasoală e situația? Oricum, domnul Vlădescu e cam bancul ăla. Ce face românul când rămâne fără bani? Mai vinde un lingou de aur. Sebastian Vlădescu, fostul ministru al finanțelor în guvernele Tăriceanu și Boc, și-a plătit o parte din cauțiunea de 1.000.000 de euro, folosind mai multe lingouri de aur. Este vorba în total de 3 kg de aur în valoare de peste 100.000 de euro. Probabil că a dat lingourile alea fără nicio emoție. Nu-și face probleme că nu și le ia înapoi la finalul procesului. Păi a văzut și el valul de achitări din ultima perioadă. DNA trece acum printr-o eclipsă de formă. Pare că joacă numai cu rezervele. A luat bătaie de la toți, bă, Ponta, Tăriceanu, Toni Greblă, Dan Radu Rușanu. Da, Chioveși e tot acolo, rezistă mai ceva ca Neapiții pe vremuri la echipa națională de fotbal. Păi cum să ai emoții acum cu DNA-ul? Cu echipa asta? Scap de părnaie și dacă ești vinovat. Acum totul depinde de dumneata. Oricum, Vlădescu a venit cu lingouri de aur, Vâlcov e cu tablourile, numai miniștrii care știu să-și investească banii am avut. Parcă văd că vine acum și doamna Udrea să-și achite cauțiunea cu serialul ăla de pe Netflix, inspirat din viața ei. A? Cafeaua nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.